Hello! O zi așa neproductivă, precum asta de astăzi, n-am mai avut de foarte, foarte mult timp. Nu știu exact dacă e din cauza faptului că azi noapte îmi făceam manicura, mi-am schimbat unghiile și m-a luat așa o febră cu roșu. Mi-am dorit unghii cu roșu. De câteva zile îmi doream să mă dau cu pe buze cu ruj roșu, deși o să reziste exact până ajung la hol, în momentul în care o să-mi șterg rujul și îmi aplic masca pe față. Pe urmă, mi-am cumpărat geanta asta, v-am arătat-o, nu mai știu, unul din videourile trecute, cred că în vlogmasul numărul 2. Și de mult timp îmi tot doream să port geanta asta. Na, am schimbat astăzi geanta. N-am făcut aproape, aproape nimic. În sensul că m-am trezit, am băut cafea, m-am agitat pe aici prin casă degeaba. Numai că, na, ideea e că m-am pus să dorm azi noapte destul de târziu și cred că din cauza asta, pentru că mi-am făcut unghiile, mi-am făcut atât manicura cât și pedicura. Și da, am reușit astăzi să-mi pun lucrurile din geanta cea neagră în geanta cea roșie, să mă dau cu ruj roșu și să mă îmbrac. M-am îmbrăcat așa. Urmează să mergem la Kaufland să cumpărăm chestii una alta și na, am zis că să mă îmbrac să fiu frumoasă, elegantă, însă nu știu exact, am gândit ținuta, inițial am gândit ținuta aceasta cu acest coșocel. Stați să mă dau mai în spate să mă și vedeți. Oh no, oh no. Ținuta de astăzi e gândită așa. Stați să întorc și camera, spun un pic mai în spate, poate vedeți mai mult. Na, inițial ținuta am gândit-o așa, bine, cu ceva în picioare ca să nu târî pantalonii după mine. Și asta era prima variantă, însă, având în vedere că am blugi cu talie înaltă, bluza asta e cu talie din asta așa mai sus, mai e super, are talia super sus. Mai am o chestie cumpărată de pe Shein, nu cred că v-am arătat-o până acum. Stați, o îmbrac. E o geacă din asta cămașă, e mai lungă, dar nu e la fel de grosuță precum e cojocelul acela. Na. Și aceasta ar fi varianta numărul 2. Mă gândeam să iau chestia asta pentru că na, o să-mi acoperă spatele și nu o să încheț de frig la cumpărături. Și cu geanta roșie, unghii roșii, am intrat în spiritul Crăciunului. Sper să pot să mai ies din casă cu blugi albi pentru că m-am tot așezat pe aici pe jos. Am spălat aseară parchetul, dar cine știe la cât praf e stând pe bulevard de aici, pe unde circulă tramvaiul. I don't know. Na, și mergem la Kaufland, caut bomboane de pom. După ce venim de la Kaufland, mai spre seară o să-mi pregătesc păpucei botinele pentru Moș Nicolae. Și da, o să închei videoul acesta mâine de dimineață, în momentul în care o să văd dacă mi-aduce Moș Nicolae nuielușa sau nu. Doamne, ce cald mi-e cu asta. Dar, da, na. Probleme din acestea existențiale cu, vai, ce să port la Kaufland, la cumpărături, am momentan. Da, și stați că am uitat. Stați să pun un pic pe pauză, să mă duc să deschidem calendarul Advent. 2 secunde. Na, haideți că am revenit. Am luat calendarul Advent aici și pentru ziua cu numărul 7, astăzi deschidem căsuța cu numărul 7, este videoul cu numărul 7. Dacă o să o și găsesc. Ok. Așa ceva. Am fost păcălită și nu am ziua cu numărul 7. Sau sunt doar adormită? Na.
era așa ceva. A, ia uitați, era aici, am găsit-o. Ups. Nu cred. Am cam deteriorat aici calendarul. Na, asta, Doamne. O chestiuță din asta, sinceră să fiu, cred că e o dischetă de machiantă reutilizabilă, cred. Nu folosesc așa ceva, deci bănuiesc că e asta. Nu, bine, promit să mă documentez, dar așa pare a fi. Te demachiezi, o cureți, o reutilizezi. Na. Ce am vrut să vă mai zic, dacă ați văzut, am filmat 3-4 minute mai devreme și cumva starea era, nu prea am chef. Iar acum parcă mi-a venit energia, am deschis calendarul advent, am planuri, m-am pregătit. Un sfat al meu și ceea ce e bine să faci în momentul în care nu ai chef, totuși să tragi de tine și să începi cu ceva. Pașii mici duc la progrese mari și, nu știu, așa funcționez eu. Cel puțin în momentul în care nu am chef, parcă încerc să mă mobilizez și să fac ceva ce îmi face plăcere pentru moment și să încerc să progresez. Cam așa funcționează lucrurile, adică și dacă nu ai chef, ok, stai, îți iei o pauză de, nu știu, o oră, două, trei, dar la un moment dat, efectiv, te ridici și, na, hai să facem lucruri noi, hai să progresăm, hai să, în orice situație. Asta e o situație micuță și am vrut să dau un exemplu. Dar da, mergem la Kaufland, cumpărăm bomboane de pom, la Timișoara le spune saloane, să punem în coșul de aici, ce l-am pregătit acum câteva zile. Pregătim pe urmă botinele pentru Moș Nicolae și ne vedem mâine de dimineață. Da, haideți că am revenit de la Kaufland. Am fost la nou Kaufland ce s-a deschis în Timișoara undeva la ieșire înspre Giroc. Nu știu ce să zic, era multă lume pe acolo, nu prea am găsit ce aveam nevoie, super ciudat, iar la întoarcere, Doamne ferește, sunt foarte curioasă în România cum își iau unii permisul, adică nu pot să circul pe bezna afară, fără faruri, nu știu, na, în fine. Am avut așa o fază puțin șocantă cu un domn în trafic, dar n-are rost să ne stresăm, trebuie să fim super atenți și aia e. Atenți și pentru alții. Da, bine. Haideți să vedem ce am cumpărat de la Kaufland. Cred că v-am zis și în videoul trecut, când am făcut haul-ul de la Carrefour, că nu ne plac super mult produsele de la Boromir și am luat așa un cotonac din acesta cu cremă de lapte de la Boromir. Mi-am cumpărat de la Kaufland, din gama Kaufland, tortilla wraps pentru sandwich-uri, le pun, pun acolo clasicul cașcaval, câteodată salam sau șuncă, depinde, și le pun la sandwich maker, poate mai pun un sos de ceva, fie sos de paste, da, sos de paste sau ceva picant, depinde în funcție de cum am pierd să le mănânc. Apoi, mi-am luat niște broccoli din ăștia. Stați că am și bonul. Pe tot ce o să vă prezint aici, am plătit 138 de lei. 138, cred că se vede pe acolo. 138 de lei am plătit pe astea. Tot ce am pe aici, fie sunt de la congelator și s-au decongelat puțin și sunt pline de apă, fie a plouat de numă. Încă o plasă de portocale. Sunt foarte curioasă. Cele ce le-am luat de la Carrefour sunt super bune, super dulci, chiar o investiție bună. Am mai luat un cocolino cu patchouli. Mai am jumate din cel cumpărat de la Kaufland, dar zici că mi fac cafeaua de dimineață cu cocolino, așa de mult consumăm. Și am mai cumpărat niște
șervețele din acestea umede. Da, de la, nu știu exact, le-am luat pe cele mai ieftine, că le folosesc pentru diverse chestii. Nu, nu le folosesc doar pentru ce scrie acolo pe ambalaj. Așa, am cumpărat șervețele de bucătărie. În general nu cumpărăm din acestea cu parfum. Acestea ci că sunt cu aromă de lămâie. I don't know, vedem dacă sunt bune. Și da, v-am zis că nu prea am găsit ce voiam. Căutam bomboane de pom. Astea sunt singurile bomboane ce le-am găsit. Deci, na, nu știu, le-am luat pentru că au tiramisu, sunt cu tiramisu, cu panna cotta și cu amaretto. Asta, sunt foarte curioasă cât au costat, că nu aveau preț acolo la raft, dar când ne-am văzut am zis, na, sigur. Cred că 10 lei. Au 260 de grame, da, 10 lei, 99, 11 lei o să pun bomboanele astea. Și sunt singurele ce o să le pun momentan în coș. În ideea în care mai mergem și la Spin Ocean să cumpărăm altele. Deci sunt așa, variantă așa și așa. Și am luat o hârtiuță. No, bine, acesta este coșul, mai e chiar gol. Am cumpărat ceapă din asta de apă. Ceapă eșalot, origine din Franța. La noi zice ceapă de apă, că e așa lunguiat. Ce mai am? Mai am niște banane, dar sunt cam verzi. Și astea au fost cele mai coapte ce le-am găsit. Ok. Ce-am mai cumpărat? Mai am câteva produse. O pungă, o plasă din asta cu avocado, fără de care nu pot să trăiesc. Mănânc avocado cu orice. Avocado cu paste, avocado în sandwich, avocado în smoothie, avocado în salată. Avocado este preferatul meu când vine vorba de legume. Am mai cumpărat un lapte de la Dorna fără lactoză. Și mai am de la Banat Bun un salam din acesta cu paprika. Da, cam astea au fost cumpărăturile. V-am zis că astăzi nu intenționez să mai filmez. Intenționez să mă duc să-mi pregătesc botinele pentru Moș Nicolae și ne vedem dimineață. Da, vremea asta de afară e teribilă. No, bine, ne vedem mai încolo. Pare că anul ăsta n-am primit bătuța. Mă duc să-mi fac rutina de skincare și deschidem cadou de la Moș Nicolae. Haideți că am revenit cu un update. Am părăsit palmierul din bucătărie și am zis să mă așez aici lângă brad. Astăzi m-am trezit pe la 6:30 ca să pot să fiu în formă, să încep să lucrez de pe la 10 și m-am trezit, a venit Moș Nicolae. Am primit cadoul aici, cam bănuiesc ce e în cadoul de la Moș Nicolae. Ideea este că aseară am fost la niște prieteni și acolo moșul a fost mult mai bogat și mult mai simpatic. Vă las aici niște imagini, o să înțelegeți de ce spun asta. Și da, haideți să vedem ce am primit de la Moș Nicolae și cam asta este pentru videoul de astăzi. Noroc cu Moș Nicolae de la prietenii noștri, că ce a venit la prietenii noștri, pentru că am primit mai multe dulciuri și cumva am întregit coșul ce-l aveam aici sub braț. E complet, să zic așa. Două secunde, că încerc aici să nu stric toată. Da, mă așteptam. Eu sunt o mare colecționară de pantofi, botine, toate tipurile de încălțări și Moș Nicolae, știu că îmi doresc Adidas și aceștia. V-am povestit la un moment dat, când am fost la Budapesta, i-am văzut și am rămas acolo
eram așa, vai ce mi doresc, vai ce frumoși sunt, dar ce s-a întâmplat era faptul că avea un preț destul de ridicat, costau vreo 520 de lei sau mai mult. Și chiar dacă mă vedeți voi aici pe YouTube că eu cumpăr tot felul de chestii și ne pare că nu prea am grijă la cumpărături, nu este chiar așa, în sensul că am o sumă, o limită pentru, în momentul în care îmi cumpăr cizme, botine, și pentru o pereche de Adidas mi se părea prețul mult prea mare și atunci am zis, na, nu dau atâția bani pe ei. Și cred că i-a găsit Moș Nicolae la Black Friday, cel puțin așa am impresia, și plus că îmi doream doar varianta aceasta pe bej, bej maro, nu îmi doream o altă variantă, dar da, sunt ai mei, mulțumesc Moș Nicolae! Na bine, cam asta este pentru videoul acesta. Mai am încă 2 ore și o să încep videoul următor, vlogmasul cu numărul 8, astăzi de dimineață. Ne vedem în clipul următor. Vă pup, ciuz!